Două dintre accidente s-au produs într-o localitate aflată la câțiva kilometri de municipiul Iași. O mașină a derapat și s-a izbit violent de un autobuz care staționa. Pasagerii au apucat să coboare înainte de impact. În același loc, la un interval de doar câteva minute, un alt șofer a pierdut controlul autoturismului din cauza poleiului și s-a răsturnat. Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile de drum și de trafic. De asemenea, când circulăm în condiții de ceață și când carosabilul este acoperit cu polei, se recomandă să se reducă viteza de deplasare pe partea carosabilă. Și pe centura orașului Rădăuți, condițiile meteo au creat probleme. Două persoane au fost rănite grav după ce două camioane s-au ciocnit. Am intervenit la fața locului cu modulul SMURT, cu auto specială pentru descarcerare și o ambulanță SMURT, fiind sprijiniți pe partea medicală de către un echipaj al serviciului de ambulanță județean. După ce au primit primele îngrijiri medicale, cei doi răniți, care erau conștienți și cooperanți, au fost transportați la spital. Polițiștii fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs accidentul.